întâmple 6 să fie 0 cifra unităților de scriptură, cât se facă la sfârșit. Ce să fie? Ce să fie? Ca să dea 0 la sfârșit? Da. 0. Cifra unităților, cifra unităților se facă 0. Cât ori, cât la mulțire? Păi, de exemplu, orice număr care ar fi 9 în 4, oricare, doi ori 5. Ana, spunem și 0, mai adică 2 ori 0. 2 ori 0. Păi atunci asta trebuie să facă 0. Merg pe mâna ta. 2 ori 0 vrei să zici, da? La 2 ori 0 înseamnă că A minus 1 să fie 0 și C o să fie 1. Ar fi, da? A-ul egal cu 1, da? Da. Deci au ar fi 1 și atunci tot produsul ăsta ar face 0. Da. Și dacă tot produsul ăsta ar face 0, înseamnă că ăsta tot se facă 0. Adică puncte egal cu 0. Deci atenție. Deci Daria sesizează la ideea mea că cât ori cât se facă 10, 5 ori 2 la Daria nu ne voie. 5 ori 2, da. Da. Daria se opune. Puteai să ne lași să ducem cu ideea asta, dar tu ne spui că am și o altă variantă, încât ai să fie 0 din prima, adică la mulțime, să facă 0 ăsta. Da. Și cât ori cât la mulțime să facă 0. Se întâmplă două variante. Deci că aici, ca să obținem 0, ceea ce atrage atenția, și aici să fie 0, urma egalitatea asta să se întâmple, să fie egal, înseamnă de aici. Cât C-ul e egal cu cât aici? C-ul e egal cu 0, Daria. Păi da, și... Acum s-o convinge și ea că nu. Și 8 ori 5 fac 40 și 0 la sfârșit. Sigur că da. Și 8 ori 5, da. Da, deci putem să zicem 2 ori 5 sau 4 ori 5 sau... 6 ori 5. 6 ori 5. Și 10 ori 1 fac. Da, să răsu și acum. Deci... Putem analiza și 4 ori 5 fac 0 la sfârșit. Cu alte cuvinte, unul din cei doi trebuie să fie 5. Și 10 ori 2 și 10 ori 3 da. Și 10 da, ori 4. Unul din cei doi trebuie să fie 5. Unul din cei doi fac. Păi da, și numerele care mulțite la 5 fac. Da, vrei să încercăm da, așa? Da. Deci mergem pe variant, da? 2 ori 5, nu sau 1. C-ul ar fi egal cu 5. Adică, deci 5, da? Și celălalt cât să fie A minus 1? 2. A minus 1 să fie egal cu... A minus 1 să fie egal cu 2. Și A egal cu... Sau A minus 1 să fie egal cu cât? Cu 4. Cu 4. Unde e 4? A minus 1 să fie egal cu... 6. A minus 1 să fie egal cu... 8. 8. Și A minus 1 să fie egal cu... 10. De ce nu mergi? 10 ori 5? 50. Da. Da, așa merge. Dar cum e A, B, C și cifră. Asta nu gândeam, că e A, B, C și e... Cifră, da. Da, și ne oprim aici. Deci A minus 1 să fie egal cu... Mai este și 0 poate fi. A minus 1 să fie... 5 ori 0, 0. Păi am vorbit mai înainte, dacă cu 0 s-ar putea să avem dificultăți, da? Dar tu mergi și pe asta. O fi A minus 1 să fie egal cu 0. Deci A-ul e egal cu... 2 și A egal cu... A egal cu 1. A minus 1. A egal cu cât? Cu 3. Cu 3, da. Cu 5. A egal cu 5. 7 și 9. A egal cu 7. Și A egal cu 9. Și ce o știm acum, nu? Din egalitate, din cuplul ăsta, hai să mergem pe varianta, că A-ul este... Cât? A-ul este... Haideți să luăm cu 3. 5, 5, A, 3. Da. Și C-ul 5. Da. Și ce devine egalitatea? 10 pe lângă. 10 pe lângă. 10 ori A, adică 10 ori 3, 30. 30. Plus B. Plus B. Minus. Minus. 3B. 3B. Egal. Da. 3 pe lângă. 3 pe lângă. Da. A. A, nu. Nu 3. 5 pe lângă. 5 pe lângă. 3 minus 1. 5 pe lângă. 3 minus 1. 3 minus 1. 2. 2. Adică 10. 5 pe lângă. 10 se duce. Da, și... Vine 30 minus 2 B se facă? 0. 0. Adică B-ul ar trebui să fie? 2 B egal 30, B 15. B 15. Da. Fals. Fals, B e cifră. Așa că se face la toate, facem... Ia să-ți spun o secundă. Ia zi. Deci, dacă B-ul e 15, noi trebuie să ne ducem la numerele ce mai mici.
Mai cred mici. Tu, profesor, dacă nouă, când am făcut cu A egal, paranteză egal cu B. Dar ea zice că dacă o să ne ducem la un A5 și C-ul toată, ne ducem la B din ce în ce mai mare. Da, păi asta și mă ducem la din ce în ce mai mic, adică dacă asta luăm și mai mic A-ul. Dar dacă luăm, pe exemplu, A-ul să fie 1 și C-ul să fie 10. Deci la data viitoare aici o să avem mai 20. Mai mare, da. 20. Dar unde are trebuie să fie 5. A, 20 o să avem, că e... Ia să vedem, de ce avem 20? Păi 4. Că nu, au 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 20. A, 4, 20, corect. Da, da. Și ce ar venea atunci? Ar venea așa, 10. Pe lângă. Pe lângă. Ia să vedem. Cât e au? 5. Păi am zis 50. Că au este 50. Da. Plus B. Plus B. Minus 5B. 5B. Egal cu 5 de 4, 20. 20. Simplificăm dintr-un 10. Da. Și rămâne cu 10. Și o să avem așa. 50. Minus 40. 10 la cel la 40. Egal cu 40. 40 egal cu 4B. 4B. Și B egal cu... B egal cu 10. Deci e de mai mic, nu mai mare. B egal cu 10 și în față. Nu poate să fie. Înseamnă că la următoarea asta putea să meargă. Ia să vedem. C5 și A7. C5. Pot avea așa, 10 pe lângă. 10 pe lângă. 60. 70, da, A7. A7, nu? A7, da. 7 plus B minus 7 B. Minus 7 B. Egal cu C-ul care e 5, ori 6, 30. 30. Ia să vedem. Simplificăm printr-un 10. Prin 10, da, și o să avem 70. Minus 6 B. 6 B egal cu 3. 3. Nu? 3. 10 am simplificat. Dar de ce am zis egal cu 10? Era 2 atunci. Atunci deci... era 2, domnule. 2. Și atunci, n-am făcut bine. Cu atât mai bine, 40 2 minus 2. Nu mai e 40, 50 minus 2, 48. 48, cu atât mai bine. Și era 12. Da. Bun, deci, tot era. Nu merge. Aici cât vine? 60 și cât? 63, nu, că se scade, 67, egal cu 6B, iată că B nu merge. Înseamnă că tot timpul aici va da un B mai mare decât cifra. Da. Adică da. E imposibil. Decât 10, corect. Bun. Această observație ce înseamnă? Trebuie de noi fructificată și să spunem că totdeauna ăsta tot e ca rezultat mai mare decât ăsta. Da. Cam așa ar trebui să fie. Da. Cam și. Mai facem într-un demers. Adică, ai or nu? Să revenim din nou, să vedem cine e. Să vine 100 A. Mulțumesc. Da, 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 da. 100 A. Plus 10 B. Plus 10 pe lângă B, 10B, pot să dau 10 pe lângă B minus AB, A ori B este, da? 10 pe lângă A, egal cu C, pe lângă A minus 1, da? Acum, dacă duc tot ăsta în partea cealaltă, ar veni 100 A plus... Nu, ai zis că îl ducem. Nu, no, îl duc, da? Da, egal cu C pe lângă A minus 1. Minus. Minus, așa știți că toată partea aceasta, da, și cum am scădea, minus 10 pe lângă B minus AB. Aș putea să și un B în factor comun. Da. Și vine 100 A. Minus, egal cu C, pe lângă A minus 1. Minus 10 B. Minus 10 B, pe lângă 1 minus A. Aici îmi vine mie greu. Aici, exact cum să zicem noi, că schimbăm acolo, dăm minus iară și forțăm și avem A minus 1. Aici îmi vine greu pentru copii. Faci un schimb. Știți ce suntem? Schimbă, facă schimb. Unul se duce în locul 9 și ia... Să mai scoate un minus forțat, Gabi. Da, dar pentru ei e o problemă. Cred că trebuia lăsat altfel, da.
aranjat. Deci, când scădem aici pe B, poate un B aici vine 1 minus A, iar dacă ar zice un minus B, ar fi A minus 1. Aici, totuși, relația asta. No, pe mi-a aranjat așa, ca să dea A minus 1. Să fie așa, să scotem la minus A. Vine așa, 100 A, să vedem dacă exact analiza noastră o face. Când ne gândim cum să o așezăm pentru ei, ar fi A minus 1 pe lângă C plus 10 B. A minus 1 și aici A minus 1 și a făcut o manevră și a obrăcut. Dar acolo e minus A. Așa. Și este, a acolo, nu înțeleg cum ați făcut dumneavoastră. Sigur că nu înțeleg și acum, acum am o dificultate. Am o dificultate. Dacă aș spune aici plus, atunci ar trebui să scriu aici A minus 1. De ce? Pentru că am scăzut numărul acela și mi-a dat așa ceva, deci A minus 1. Păi cum, dacă eu am adunat și da. E minus 10 B și plus plus A, B ori 10. Și atunci se așează așa. Mă, mi-ar ajuta așa, chestia asta ar vrea să văd dacă mi-ar ajuta. Ei, în clipa asta, ce ar urma aici? O 100 înmulțit cu A. Din coace este un număr da mai mic decât 100. E 10 B plus C. De ce? Deci la început, domnul profesor, cred că îi ajuta mai mult dacă făceam așa. Uitați, ABC barat. Uitați, ABC barat. Sus, sus, sus. Cum stă dacă exercițiul? Așa. ABC barat. Uitați, scrie 100 A plus BC barat. Sigur că da. Și stați bine aici să facem. Ar trebui să vedem. 100 A plus BC barat. Deci așa să scrie... poate scrie și așa 100... Hai să facem exemplu. Da. Deci 134. 134 poate fi scris ca fiind 100 plus 34. Corect, copii? Da. ABC barat poate fi scris ca 100 ori A plus BC barat? Următor de nou. ABC barat poate fi scris ca fiind A ori 100 plus BC. Barat. Dar de unde apare 100 ăla? Păi că pentru nu... 134 poate fi scris ca 100 plus 34. Dar problema nu mi-e dă. Nu, s-o scrie. Dar așa nu, asta ca exemplu, domnul Dumnezeu Pătreagă, fie atent. Dar 274 cum poate fi scris ca fiind 200 plus 74? Da, da, da. Așa și ABC. 532 poate fi scris ca 500 plus 32? Da, da. ABC barat poate fi scris ca fiind A ori 100. Da. Plus BC. Plus BC, da. Da. Bun. Acum. Locuim. Mă duc în relația aceea care le dă la autorul. ABC. Da. Egal cu A ori BC. A ori BC. Și mă gândesc să-l scriu pe... Și pe ăsta să-l scriu după modelul de sus. Dar, domn profesor, dacă... Mi-a venit acum ceva. Acolo ne arată B și C. Păi tocmai asta își face. Înseamnă că e 10 B ori C. Și 10 eu, B plus C. Da. Și eu, în componența primului număr, am 10 B. Păi asta face. Plus C. Se tau aia două și aia egal cu A. Ia să vedem dacă e așa. Deci aici aveam. 100 A. 100 A egal cu A. 100 A. Plus numărul BC. Atenție! Plus BC, cum am zis aici, plus 34, cum am zis 74, cum am zis 32, da, plus BC, egal cu A, ori BC. BC. Atenție! N-am cum că acolo e plus, acolo e ori. Atenție! Ce facem? Scot A. Scădem din ambii membri A ori BC. Da. Scădem din ambii membri A ori BC. Sau scădem din ambii membri A ori BC, domnul profesor. Am dat așa. Scădem mai de BC. Dar acolo e 100 A plus BC. Ca să scădem așa. Iată, ideea este să scădem doar pe BC din ambii. Da, fiți un pic, e finalul copii. Da? Scădem pe BC. Și ce o să fie? Și devine de aici 100 A egal, 100 A egal cu A înmulțit cu BC. Ce scadă un profesor prin A?
Cădem pe TC-ul ăsta. Da. Și din stânga și din dreapta. Adică vine 100. 100, aha. Egal. Da. A, ori BC. Ori BC. Minus BC. Minus BC. Și ce observăm? Când BC-ul este... BC pe lângă minus... Și vine 100. Da. Așa, ăsta e momentul. Da. Și ăla cum a dus să-l îmbrăzează. Acum pot scădea un A. Păi asta e să vedem. 100 A. Deci 100 ori o cifră. Să-l dea un număr. Cum? Din două cifre, înmulțit cu unul mai mic ăsta. Adică nu știu. Păi nu, că ai cifră, noi știm unde ai cifră, nu? Ai cifră. Ai cifră. Adică să luăm așa, ca să înțelegeți voi. Dacă A, dacă A e egal cu 9. Dacă e egal cu 9. Păi e egal cu 9, domn profesor. Hai să vedem ce devine. Ce devine? Păi devine 900. 900. Este egal cu BC barat. BC barat. Ori 8. Ori 8. Da. Și cine? 8 ori cât se fac aproape 9? 8 ori cât din două cifre se fac aproape 900? Din două cifre. Din două cifre. Din două cifre. Păi ori 20. Cât care e cel mai mare număr din două cifre și trebuie să mulțim cu 8 să vedem dacă fac 900? Păi eu... 90 și ceva, nu? Da, 90 mă duc. 99. 99 să zicem. Nu mă duc la 99, mă duc pe 90. Dar deși nu te zici doar mai ceva, 99. Bine, 99, dar eu mă deja 99 ori 8. 90 ori 8. Păi dacă ar fi 100 ori, o fac 800. Exact. Dacă ar fi 100 ori, o fac 800 și îmi place, am 900. Nu, mi-e trebuie 9. Deci 99 ar fi numai bun. Da, da, și atunci eu mai mult din 9 nu poate să fie. Cel mai mult din 9 nu poate să fie. Deci, atenție că cel mai mare număr posibil din două cifre pe care îl putem forma aici e 99. 99. Mai mare nu poate fi. Și nu poate să fie mai mare. 900 e egal cu 8 ori 100. Cu, acolo dă mai puțin de 800. Deci, totdeauna, din cauza că aici avem A minus 1 cu unitate mai mică decât aici, da. Aici avem sutele, da? Da. Și din, aici avem un număr din câte cifre? Din trei cifre. Și aici ne rămâne totdeauna un număr mai mic. Tot din trei cifre, dar mai mic. Dar mai mic decât ăsta tot timpul. Da. Deci cum se redactează? Cum redactăm? Pentru a... Mai A egal cu 9, am observat chestia asta, da? Da, am mai bine. Și atunci, spunem așa, că aici A e mai mic decât A minus 1. A, pardon, A e mai mare decât A minus 1. A da. E mai mare decât A minus 1. Înmulțim asta cu 100. Deci mulțimea primele 100. Și înseamnă 100 A e mai mare decât 100 înmulțit cu A minus 1, da? Da. Iar BC, BC ăsta este la rândul lui mai mic decât 100, da? Deci da. BC din două cifre. Da. Așadar, aici pot să merg mai departe. Că este mai mare, ăsta 100 de lângă A minus 1, este mai mare decât BC ori A minus 1. Că privesc invers. 100 copii. Trebuie să mă uit la lecție. Da? 100. Acum vă explic de nou și eu să vedeți ideea. Deci 100 e mai mare decât BC. Sunteți de acord? Da. 100 e mai mare decât BC. Da, pentru că BC înseamnă 99. Și dacă aici înmulțesc A din membrii cu A minus 1, înseamnă 100 lângă A minus 1, e mai mare decât BC pe lângă A minus 1. Dar iată, 100 A e mai mare decât 100 înmulțit cu A minus 1. Iar 100 A 100 pe lângă A minus 1, mai mare decât BC pe lângă A minus 1. Deci avem așa, dar dacă are. Hai să o mai am o dată să vedeți cât este de clar. Da, da, da. Așa putea să o fac. Da?
de tiuzariții, da? Tiuzariții așa de zic. Urmăiți-mă. A e mai mare decât A minus 1. A e mai mare decât A minus 1. De acord, da? Da. Înmulțim toată așa statună cu 100. Da, pentru că avem 100. Fiindcă avem un membru stâng, da. 100 A, da, nu? Da, 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 uitați și undeva jos. 100 A era. 100 A e egal cu BC pe lângă A minus 1. Da, asta era. 100 A. 100 A e egal cu BC pe lângă A minus 1. Pe lângă minus 1. Da. Și eu trebuie să spun că asta nu se întâmplă niciodată. Niciodată, da. Motivul. A e mai mare decât A minus 1? A. Mai mare decât A minus 1. E mai mare, normal. Mulțim cu 100. Hai să zici. La vedere, doamnă misură. La vedere, vacanță plăcută. Mulțim la vedere și 100. Și avem. De aici 100. 100 A. Mai mare decât A minus 1. Pot? 100. Dar a rămas împreună, îl discut mai cu tine. Haideți. Da, dar noi avem BC, nu avem 100. Aștept. Dar te rog să urmărești. Tine vreau să discut. Deci A e mai mare decât A minus 1? Da, acum zici 9 mai mare decât 8? Da. 7 mai mare decât 6? Da. Am mulțit în ambii membri cu 100. Din motivul ăsta mulțesc că am nevoie de 100 A. Ai înțeles? Așa deci e am așa. Nevoie de 100 ori A. Înmulțesc cu 100 și în stânga și în dreapta, ca în stânga mai ales să fac 100 A. Da, corect. Și apare 100 A, e mai mare. Da, decât 100 pe lângă A minus 1. 100 pe lângă A minus 1. Corect. Pe de altă parte, de resus spunem așa, 100 e mai mare decât un număr BC din două cifre. Deci 100 e mai mare deci, decât orice număr. 99, 98, 100 e mai mare decât oricare număr din două cifre. Că el e din trei cifre. Normal. Înmulțesc pe asta cu ce am nevoie acum cu A minus 1 în ambii membri. Înmulțesc cu A minus 1 în ambii membri. Din ce motiv? Ca să apară 100 pe lângă A minus 1. Corect. Și reiese acum din asta. Dedesubt că am 100 pe lângă A minus 1 mai mare decât BC pe lângă A minus 1. Și le subliniez pe cele două. Asta și cu asta. Deci asta e mai mare decât asta. Dar asta de aici e mai mare decât asta. Și atunci asta de aici e mai mare decât asta. Corect. Da? Deci am plecat la cine? Că A e mai mare decât A minus 1. Am înmulțit cu 100 pentru că am avut 100 A. Am avut nevoie de 100 A. Ăsta e motivul. Și apare 100 A e mai mare decât A minus 1 ori 100. Și mi-a apărut acest intermediar A minus 1 pentru 100. Și m-am legat de 100 care e mai mare decât BC. Da? Și mulțind acum, de ce cu A minus 1? Văd că aici am 100 pe lângă A minus 1. Am nevoie să mulțesc cu A minus 1. Și apare 100 pe lângă A minus 1, mai mare decât BC pe lângă A minus 1. Și acele două relații subliniate le privesc una sub alta. Și înseamnă așa. Cele subliniate le scriu acum, da? Și zic așa. 100 A. 100 A. E mai mare decât A minus 1 ori 100. Dar de desubt, acesta A minus 1 ori 100 e mai mare decât BC înmulțit cu A minus 1. Deci, eu sunt mai mare decât tine. Tu ești mai mare decât altcineva. Nu înseamnă că eu sunt mai mare decât acel intermediar. Deci, ăsta e mai mare decât așa. Deci, de aici, din cele două, le iese că 100 A e mai mare. 100 A
e mai mare decât BC pe lângă A minus 1. Deci, în părerea noastră, noi am presupus că ar fi egal, domn profesor. Și noi am zis că e egal și iată cine este, așa ceva? Nu e adevărat, deci... Cu niciodată, niciodată între numele astea nu sunt egalitate, ci în egalitate. Și descriem că deci A, B, C... Deci, de exemplu, de aici... Că A, B, C... A, B, C... E mai mare, nu? E mai mare decât... Cine? A, or, B, C. A, or, B, C, barat. B, C, barat. Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți mie că acest... Nu pot, exercițiu. S-a dat la faza pe școală. Da. Și faza pe școală durează 2 ore. 2 ore, da. Dar nu am mai vorbit de asta. Noi am făcut acest exercițiu. Am făcut cu dumneavoastră. Ca să înțelegeți voi sau oră. Ca să înțelegeți voi, dar am mai discutat. Ați vorbit asta. Asta vreau să spun, dar și eu mai insist și spun. În fața ieșiților acestora, cine reușește să facă toate patru, este performanță maximă. Rar se întâmplă, să spunem, din toți copiii care s-au prezentat, să facă 2 sau maxim 3. Toate 4 nu le vor face. Pentru că ar trebui să ating... Exact, 2. Un copil maxim 2 pe școală să facă asta. De aia se face, păi se face o selecție. Exact. Da, se face o selecție. Că dacă la nivelul școlii ar face 20 de copii, atenție, 20 de copii în toată școala, toate clasele, la clasa a 5-a sunt și la clasa a 5-a sunt câteva clase. Să ne echipăm. 3 clase la ei, da. La 100 de copii. La 100 de copii. Dacă ar face 10 de acolo, dar sunt alte școli unde au câte 7 clase de aceea. Și dacă ar face la fiecare acolo, deci de aceea îți dau subiecte încât să facă selecție. Mai aducă la nivelul orașului sau nivelul județului formă, un număr restrâns. Nu poți să ajungi cu masa de copii acolo. Deci să fac selecție. Aici, în Ieșițiul ăsta, trebuie să înțelegem că scrierea în ordine, a relației ce a trece în baza 10 repede, n-a fost de folos, că am ajuns noi la o relație care a blocat de ieșiță. Da, nu-i așa, da. Dar dacă sesizăm asta, A pe lângă BC, A 100 plus BC, totul capătă limpezime. Ieșiță merge foarte repede, că tu știți că ați spus BC, dar simți BC, în fapt, aranjarea asta de aici cu 100 pe lângă... 100 la... 100 la egal cu... Așa, 100 la egal cu... Pe cel de aici, da. Te determină printr-un exemplu rapid să sesizezi că A e mai mare decât A minus 1. Aici sunt două cifre înmulțit cu unul mai mic, aici e 100 față de BC. 100 față de BC. Începe, de acum să slupe ieșițiul. Dar, repet, nu deodată și nu pentru toată lumea. Normal. Nu standard. Ce se vrea să se înțeleagă, ce se vrea să se facă de foarte mult este următorul lucru. Că se vrea să facem negășițiile dintr-un deodată. Ceea ce s-a întâmplat și aici, și altă dată, și altă dată, când asta de vorbă, înseamnă ce? Mult lucru, analiză foarte multă și sprint intelectual, dacă vreți, inventivitate. Idei, cum ai avut-o atunci, hai să facem progresia aritmetică. Da. Te-ai dus, alții nu vedeau. Cei care nu vedeau, se deau la acolo și se deau blocați. Eu cred că la faza pe școală, domnul profesor îi trimite pe toți aia cu 10 la clasă. Profesorii? Și face... Profesorii îi trimite cu copiii de 10. Nu este adevărat. Eu așa aș face. Și de acolo se face selecția. Nu este adevărat. La voi îți mici copii mai slab de 10? Puteți să meargă oricine vrea la faza aceasta, la faza pe școală, oricine dorește, pentru care se crede în stare și care vrea, așa și poate să meargă. De acord cu tine, de acord cu tine. Că nu poate și credeți mai băiat de 10 și să se desamăgească pe ceilalți care chiar vor să meargă. Poate au o șansă. Bun. Îi trimite. Dar tot atât de dificil este, de când acum școala are, atenție să spun, școala respectivă, cum își gândește subiectul, dacă e numai pe școală? Da. Dar dacă este gândit la centru, deci sunt niște subiecte făcute de un grup de profesori care... Ajută la faza locală nu mai e așa, nu? Da? Deci încep subiectele să fie mai preparate. Și, de regulă, la faza pe școală, profesorii din catedra, cei care sunt cei 37 profesori, fac subiectele și le fac pe măsura a ceea ce înseamnă, să spunem,
o șansă cât de cât. Dacă sunt mai exigenți, profesorii spun, nu mă lasă să duc X sau Y, când el e de 9 și de 10 acolo, la clasă, la nivelul clasei. Da. La nivelul clasei. Dar când se intră copt, mă fac de baftă. Nu face nimic. Păi da. Vreau să vă spun, dintr-un exemplu concret, la faza națională. Adică cea mai... La faza națională. Deci în ultima fază, da, pe țară. S-a ținut în 95. Deci în 95, faza națională s-a ținut la Bacovia. Sau cum e, chiar se cheamă? Acum se cheamă Ferdinand. Ferdinand. Deci județul Bacău, în 95, a ținut faza națională aici. Și s-a ținut la Ferdinand. Ei bine, fiindcă s-a ținut la Ferdinand, și-au permis cei de la Ferdinand să bage vreo 20 de copii în orice concurs. Corsul concurs înseamnă afara concursului, dar fiindcă aveau pretenții, vă zic, băi, să fie și noi mai mulți, că era, nu aveau decât doi copii participanți la faza națională. Unul sau doi, nu mai țin minte, maxim doi. Și o bată în corsul concurs foarte, vreo 20. Așa. Și când s-au afișat de la 0000. Deci n-au făcut niciun punct măcar. 0000. Deci cei care au aia doi au făcut. Aceia doi au făcut ceva, dar n-au ajuns. Eu am avut 4 în echipaj. Domnul profesor a avut 4 și Ferdinand a avut 2. Și Ferdinand, 1 sau 2, dar a fost mai bine. Și-au băgat 20 în postul concurs, adică afară concursului. Adică i-au băgat pe cei slabi ca să pare că sunt... Nu, au băgat foarte bun, dar nu au cei mai bune în școli. Cei mai bune au băgat. Păi cei mai bune în școli. Dacă nu au ajuns la faza aceea, înseamnă că nu trebuia să-i duci. Păi da, nu trebuia să-i duci. Eu i-ai expus nejustificat. Păi dar rămâi cu câți ai, pentru că ăia cum e aceea mai am înțeleg. Și am vrut să scot în evidență că ei au mers pe următoare chestii. E la noi organizat. Și vine ursul de la Bacă, de la Moinești, la cel Petru. Cu patru. Copii. Cu patru copii. Și atunci ce înseamnă? Din start a lui sunt calificați să intre acolo. Nu erau calificați să intre la faza națională. Deci băgat în afara concursului. Dar să mai dispărăm obrazul. Că poate fac ceva. Și dumneavoastră au făcut? Am luat locuri 2 pe țară atunci. Locuri 3, mențiuni, luat în baraj. Am intrat în baraj, loc, între cei 20 de copii ai țării. Deci, asta vreau să spun, că în fața omul ăsta, ce am învățat eu pe copiii aceștia, dar nu erau supra oameni, dar am învățat să gândească în fața unui ieșițiu și le-am spus, îndrăzniți, căutați lucruri, nu căutați teren bătătorit. Nu spuneți așa, n-am mai făcut de asta, nu pot face. Țineți cont că tot timpul vor fi chestiuni unice. Aceste subiecte care stau acolo nu sunt în literatura de specialitate. Atenție! Nu s-au mai făcut. Nu s-au mai făcut nicăieri în lume. Deci nu sunt făcute, create în noaptea aceea de profesori care au stat și au pregurit o jumătate de an la subiecte și au primit subiecte unice. Nu au mai fost întâlnit niciodată. De aceea trebuie să înțelegi tu așa acum. Am făcut această plătărie pentru a-ți atrage atenția că să ajunge acolo, după foarte multă muncă, după mult antrenament, îndrăznind în fiecare zi să faci lucruri de una singură, nu că-ți ceri cineva. Exact. Deci, atenție, nu că-ți ceri cineva. Când v-a spus că clasa așa s-a cuvintă, mi-am luat lucruri pe țară, de 10 plin pe țară, asta s-a întâmplat pentru că ea a lucrat încă din clasa a patra. Continuă cu adevărat aspectată material. Nu mai știam ce zilea. Deci culegeri și lucra singură și lucra singură. Cânta, pe amintesc, își punea muzică și când cu căștile în urechi. Nu e din cauza asta. Nu că dacă ți-ar lăsa muzică, ai lucra cu atâta plăcere. Noi vorbim Daria, de o muncă făcută cu drag, fără să obosești. Voia să lucrez ceea ce făceam. Ia, doar atât, spre material de muzică. Nici muzica nu te-a înjau, relaxa și lucra cu plăcere deosebită. Asta vrea să zic cu domnul profesor. Cum sunt versurile pe melodie. Așa. Așa lucrarea la matematică. Da.
matematica pur și simplu ori bine dispunea. Exact. Îmi dispunea să mai fac încă una și părere. Ia să mă și o să fac, ia să și vezi ce satisfacție avea când vedea că ea poate să le facă pe dacă vă spun că ai numărul, că e teror pus eu una sub alt, așa era până la numărul pe rog. Dai seama, surgea ca ele, lucra frumos, nu spunea nimic. Tot, era o oglindă. Și eu vreau să mai fac o paralelă și am plecat, că eu nu am făcut bine, 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 a fost de un profesor, nu dar, spun, adică la nivel nu putea să facă oricine față de ăsta. Da. Asta vrea să zic că ea așa le-a dat de greu, pentru că ea a văzut subiectul de la ei, care a fost foarte ușor. Vezi? Asta e diferența între o școală care are atenție și o școală. Da, adică subiectul ăsta a fost foarte greu. Din colegiu, ăsta e școală generală. Școala generală nu îți dă exerciții de mură. Și școala generală nu are copii din ăștia care profesorii învață, nu știu ce. Nu asta. Grupul de profesori de acolo, de la școala generală, știa nivelul copiilor. Știu nivelul clasei respectiv și am ajuns și eu pe mine să-mi dice ștachia. Exact. Și eu ca o concluzie de un profesor acum spun, dar fiind am avut una la colegi și una la o școală generală, au și cu concluzii. Vedeți, dacă se lucrează la vârf, se lucrează prea sus. Da. Dacă se lucrează pe jos, iar pe jos. Nu suntem în poziția, pe jos. Da, pe jos. Este dramatic. Vedeți? Atunci, în astfel de situații, vezi tu mie la ce s-a întâmplat. Apariția mea vrea să rezolve toată marja asta. Exact. De sus pe jos. Clasa 5-a, pentru cei obișnuiți, de așa ai făcut. Eu am să încerc cât am să pot, discuțiile care sunt importante, să încerc să-i atragem aici, păi, da, spre lucru. Dar vezi ce se întâmplă, datorită lipsei de antrenament de acolo și faptul că dându-se lucrurile foarte jos, simplu, ușor. Dar ăștia n-au nicio șansă, să știți, la colegii, la cât merg așa până la opa. Păi, la colegii bune. Păi, bătălia. Dar fiindcă mi-am fost la o școală generală, iar mă întorc și spun. A fost la o școală generală, o școală de Măinești, una acolo aruncată. Dar era o singură chestie, o singură treabă era, aceea, și spunea mereu, aura, nu te uiți deloc la clasă, ce se întâmplă profesorul, tu lucrezi independent. Deci, ți-a material de acasă, lege ce ai tu de făcut și lucrezi tu, nu te frământă să te uiți pe tablă. El s-a fie cea mai bună din clasă, deci era singura detașată care făcea treaba ei. Era foarte încântat profesorul că nu o deranja. Aici nu deranja. Și eu, da? Pentru că nu din când pe care zici. Nu, nivelul slab. Nota nu reflectă. Nu-i notarea unitară. Exact. Da? Deci nu-i notarea unitară. E filmul unitară înseamnă că foarte ușor te poți păcăli spunând, merge. Exact. Orice părinte, asta e marea drama a școlii românești. Domnul profesor, despre asta vorbim, să știți. În condiții, astea s-a luat, nu, la ei nu s-a luat doi la teză, cum s-a luat David. Da. S-a luat patru. Da. Dar în momentul de față, școala de oriunde ar fi ea din lume, datorită modului defectos de notare, se lovește masiv în ceea ce înseamnă capacitatea de dezvoltare a unui copil. Din cauză că este foarte ușor părinții și mama și părinții și copilul. Tu prin cine judești tu ca părinte valoarea copilului? Prin notele acelea care apar. Nu, eu acum de mult mai fac asta. Nu. Părintele obișnuit care are treaba asta, da, așa, vă zic, așa se întâmplă. La nivel general, da, așa se întâmplă, da. Tu, acum că te-ai prins că este asta, de-aia vii la microfonul ăla aici și stai zi de zi și stai. Da, și când i-a zis, mă cântă, pentru că eu știu ce se face la clasă, mă văd ce fac. Da. De aceea e o mare problemă a școlii de oriunde din lume. De aceea, să spunem, în statele unde școala are un nivel. Nu toate școlile au nivel. Eu bătălie pe școli. Am să spun un lucru. În Statele Unite, cantierele, locuințele ca preț sunt funcție de școala care e acolo. Înțelegi ce înseamnă? Deci, înțelegi ce înseamnă? Deci, înțelegi că e aproape de o școală foarte bună, cu atâta locuința e mai bună. Da, acolo sunt locuințe foarte scumpe. Încât să ajunge, practic,
Constructorii și cei care sunt, mă rog, cei care îi fac aceste vile, se poate investi în școală, ca școala să meargă bine pentru ca să meargă bine. Ce faci? Nici o bună chestie. Da, deci... Ce să ridicăm noi școala să meargă bine? Păi asta... Ca trebuie să ne putem... Oamenii spun așa, dacă nu plec de aici, plec la altă parte, vreau în Adesea, mă duc copilul în altă parte, în altă zonă. Corect. Deci prețurile locuințelor scurt sunt funcție de școală. Pentru că investiția cea mai depresă rămâne în școală. Da? Rămâne în școală. Școli particulare, la fel de foarte scumpe, foarte... Dar tot așa, și între aceste criterii de comparare, mai greu se pot măslui lucrurile. Și discutând cu oamenii și ăștia care acolo sunt, vă spuneam asta adevăr, au copii acum în școli, sunt și la... Este o mare dramă și acolo, pentru că sistemul ăsta de comunicare, prin simpla citire dintr-un carte, prin varianta printată, nu mai corespunde. El, copilul, trebuie să ajungă la informații în scurt timp, de calitate valoroasă. Și atunci, prin film, ce fac eu? Asta înseamnă ce? Că rămâne definitiv, ce spun eu. Nu? Mi-asum acum, iată că răsul în fața camerei și n-am observat asta. De ce să nu recunosc din prima? Că dacă observam A, B, C, de ce a ieșit, era foarte simplu să o ceam repede pe proiect. Nu ne-am observat. Era prima citire, m-am dus pe mâna lor, că da, să zice cine duce da, repede. Da. Eu las întotdeauna inițiativa formului. Fac acest lucru pentru că numai așa ne dăm seama că merg în pagina posibilă. Dacă am ajuns o situație dificilă, ce mă fac aici? Pentru că era prea dificil să le explic. Dar și ei, când lucrează ei independent, mă zic, e dificil. Și atunci mă întorc înapoi. Deci a învățat să te întorci în exercițiu, a cercetat din nou și a vedea altceva decât când s-o blocat, este esențial pentru educația ta ca formă de a ști să înveți. Deci, de a ști să înveți. Dar așa asta se întâmplă când pleacă individual fiecare, urmărind pe online, descoperindu-mă, învățând ce înseamnă, în afară de faptul că rezolvi și ieșiți aceste probleme, cel mai important lucru este modul în care trebuie să se angajeze, să pornească într-un ieșițiu. Așa cum o fac eu în mod natural, încercând, bâlbâind stânga, dreapta, cu ei lăsându-i la pupitru, de cel mai multe ori la baghete, lăsându-i pe ei să facă, este esențial pentru cei ce trebuie să trebuie mâine în școala românească, în școala de oriunde ar fi ea. Pentru că și acolo, și în state, și peste tot, sunt tot oameni care fac asta. Și se pare că la universități sunt formidabile, că oamenii ajung la un nivel. Acum internetul le oferă posibilitatea să documentez, merg foarte tare. Dar aici, partea asta, până pornesc, este și acolo tributară. Și acolo sunt probleme. Pentru că societatea de oriunde s-a dezvoltat, iar modul de transmitere a informațiilor de la emițător, eu, emițător, și receptor, el, pe drumul ăsta, când eu le emit și el receptează, se întâmplă de nenumărate ori fracturi. Adică, fie că el nu-i atent, fie că el are dispoziție. Da. Eu sunt subiect, eu transmit într-o formă mea proprie. Da, deci, diversitatea emițătorilor, cu diversitatea receptorilor, creează o problemă foarte gravă pe care puțin se grăbesc să o rezolve.